Slăvit, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. El merită lauda noastră în orice vreme, pentru tot ce a făcut, face și va mai face pentru noi. Vă doresc și dumneavoastră tuturora binecuvântarea celui de sus, potrivit cu planul său pentru vremea aceasta în dreptul fiecăruia. Așa cum am convenit, în această seară ne oprim să învățăm sau să cel puțin să recapitulăm cum să fim mulțumitori. Sau poate mai corect ar trebui spus la nivel de individ personal, fiecare să spună cum să fiu mulțumitor. În primul rând, aș vrea să observăm de ce trebuie să mulțumim. De fapt, ce este mulțumirea? Recunoștința față de cineva care a făcut ceva sau ți-a dăruit ceva. Și noi, ca oameni, trebuie să recunoaștem că am primit multe. Începând cu existența noastră, am venit în viața aceasta, am putea spune, neputincioși. Dumnezeu ne-a dăruit viață, ne-a dăruit condiții, ne-a dăruit părinți. Și am văzut fiecare la rândul lui felul în care Dumnezeu a lucrat până în ziua aceasta. Dacă e să calculăm cui trebuie să mulțumim, adică de ce să mulțumim, trebuie să recunoaștem că aproape 100% pentru tot ceea ce avem trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel recomanda, citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, adică pentru toate lucrurile care vin de la El. Și ce nu vine de la El? Și scrie Apostolul în continuare, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Văzând, recunoscând aceasta, psalmistul, psalmiștii spuneau între altele, citesc din psalmul 26 cu versetul 7, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Deci iată că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru miracole, pentru că în lumea aceasta minunile sunt specialitatea lui. Citim și din Psalmul 50, unde este scris versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfa acela mă proslăvește. Adică îi se cuvine lui Dumnezeu respect, apreciere pentru ceea ce face. Dar nu toți oamenii înțeleg aceasta, să-i aducă la vreme și pentru toate lucrurile. De aceea spunea un alt psalmist în psalmul 107, citesc versetele 21 și 22. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumire. Și știți că în Vechiul Testament exista o jertfă consacrată care se adăuga lângă arderea de tot, jertfa de mulțumire. Și citesc în continuare din psalm, și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie, deci să fie o izbucnire, pentru că noi avem de-a face cu o explozie de binecuvântări, adică oriunde ne uităm în jur, e ceva ce răsare, apare din partea lui Dumnezeu. Să ne amintim și de cei 10 leproși, când numai unul s-a întors și Domnul a întrebat ceilalți unde sunt numai străinul acesta, s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu. De aceea, să nu uităm, cum spune un alt psalmist, binefacerile Domnului și să recunoaștem că avem pentru ce, așa cum afirma înaintea multora, chiar în condiții de detenție Apostolul Pavel, când scrie în Fapte 26 cu 20 și 2, dar mulțumit ajutorul lui Dumnezeu a rămas în viață până în ziua aceasta. Că noi n-am fi fost aici, n-am fi ajuns până aici dacă nu ne-ar fi dăruit Dumnezeu multe
mult, viața cu toate ingredientele ei, trupul cu întreg metabolismul său și câte și câte în plan spiritual și material. De asemenea, trebuie să fim mulțumitori și oamenilor. În primul rând, cred că părinții sunt cei mai îndrept să primească mulțumirea noastră. Apoi suntem datori celor ce ne-au învățat la școală, altora care ne-au făcut bine. Suntem datori societății întregi, statului într-un fel, pentru legi, pentru existența unei conviețuiri normale, în siguranță. Și pentru multe alte ocazii, să includem și ceea ce se întâmplă în plan spiritual, cum vă citesc doar un verset, Roman 16 cu versetul 4, o mulțumire către Priscila și Aquila, și scrie aici, le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Deci este corect să mulțumim lui Dumnezeu și tuturor oamenilor doar pentru ceea ce am primit. Și sunt multe pe care le-am primit. A doua idee în a învăța cum să fim mulțumitori, dacă mulțumim, să știm cum să mulțumim. Pentru că nu-i normal să o facem formal, așa cum, de exemplu, există niște scrisori, adrese oficiale, vine din partea unei firme că își cere scuze, dar n-a pus suflet nici directorul când a semnat, nici secretara când a transmis-o. E formularul poate de 5 ani acolo și tu vezi, măi, ce frumos, îmi mulțumesc. Dar, de fapt, este o chestiune pur comercială, fără să se bucure cineva, fără să fie o empatie. Scriptura ne învață cum să mulțumim. Scrie la Coloseni, capitolul 3, versetul 16, citesc ceea ce îndemna Apostolul Pavel, să cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire în inimă. Adică să fie o evaluare corectă, nu doar de pe buze a ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă un copil ajunge să priceapă să-i mulțumească mamei că l-a născut, apoi să nu mulțumească doar așa că i-a adus o ciocolată, că nașterea a fost mai mult decât o ciocolată servită, oricât ar fi ea de plăcut. Când mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa sa, de exemplu, să avem înțelegerea măreției actului mântuirii și să fie mulțumirea pe măsură că El a murit pentru noi. De altfel, toate cuvintele de mulțumire care ar trebui să se întâlnească frecvent pe buzele noastre, cum scrie în Efeseni, capitolul 5. Nu-i timp, nu-i normal pentru un credincios să fie glume proaste, vorbe nechipzuite și scrie aici. Mai degrabă cuvinte de mulțumire, nu să le fabricăm artificial, ci doar să recunoaștem ceea ce am primit. Dar pentru mine, cea mai profundă stare de mulțumire, primul rând față de Dumnezeu, e aceea pe care o exprimăm prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că în această stare este conștiința cea mai profundă. Scrie Apostolul Pavel în Corinteni 14 cu versetul 16, admintere dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile tale cel lipsit de dar. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Pentru că prin Duhul avem de-a face cu o rugăciune înălțătoare, cu o recunoștință, aș putea spune, fără greș. Dar să încercăm și cu mintea mulțumirile să fie direct proporționale cu lucrarea, cu actul pentru care ne mulțumim. Să fie o mulțumire de 100 de lei pentru 100 de lei și să fie o mulțumire de 1 milion pentru 1 milion. Ca să fie mulțumirea drept răspunsul nostru sau, dacă vreți,
contravaloarea pe care noi o oferim, recunoștința pentru ceea ce ni s-a făcut. Aici, cred că trebuie să ținem cont, în primul rând, și voi reveni asupra acestor aspecte, de ceea ce a făcut Dumnezeu. Și cum spunea Iona, îți voi aduce jertfe de mulțumire, când a scăpat el din pește, pentru noi scăparea este mai măreață, să fie mulțumirea pe măsura lucrării de mântuire. Și apoi în dreptul oamenilor, pe măsura a ceea ce ne-au făcut, a ceea ce li se cuvine. Pentru că există riscul să nu mulțumim, dar există și greșeala să mulțumim, dar să nu mulțumim corect, să nu fie ceva profund din inimă, cu o înțelegere a Duhului. O a treia idee. Pentru ce să mulțumim? Adică analitic. Nu să mulțumim doar la modul general. Cum e expresia asta în popor. Mulți ani faini. Bun, dar pentru ce? Și aici este bine să le luăm la rând. Când mergi la magazin și îți umpli coșul, nu că scoți pe fiecare produs pe masă și îl scanează și codul spune prețul și achiți factura întreagă. Nota de plat, după meniu. Așa trebuie să fie mulțumirea. Ea trebuie să cuprindă toate aspectele vieții. În Roman, capitolul 14, versetul 6, este scris că unii au un regim alimentar mai restrictiv pe anumite criterii religioase, cum era și la evrei. Dar apostolul spune, fie că se mănâncă una, fie că se mănâncă alta, trebuie să fie mulțumire. Citesc. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Și sperăm să le aducă. Tot despre mâncare, ceva ce se întâmplă de mai multe ori pe zi. 1 Corinteni 10 cu versetul 30. Dacă mănânc aducând mulțumiri, la evrei se spune că nu, cine nu se roagă la masă, fură mâncarea de la Dumnezeu. Am fost martor la o lucrare frumoasă și am văzut bătrânii, erau mult mai respectoși. Se rugau și rugăciunea de la masă în genunchi. A, ne rugăm în picioare. Dar mai nou unii se roagă pe scaun, iar unii nu se mai roagă decât la început, iar alții poate nici atunci. Faptul că avem ceva, faptul că putem să mâncăm, este de la Dumnezeu. Nu numai de la magazin, nu de la trupul nostru, că poate veni vremea de nici cu paiul nu înghiți. Te uiți la mâncare și nu te poți atinge de ea? Scrie în aceeași privință, în 1 Timotei, la capitolul 4, versetul 4, căci orice făptură a Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire. Și cum spuneam că trebuie să fie o mulțumire din inimă, degeaba spui, Doamne, mulțumesc, sau cum spunea cineva într-o împrejurare, să mulțumească cine s-a săturat. Dar să fie cu adevărat o stare de mulțumire pentru ceea ce ai. Nu e fiecare zi mâncare ca la nuntă, nici n-ar fi sănătos de altfel. Să mulțumești, poate cineva mulțumi pentru o cană de lapte cu pâine. Și altul nu e mulțumit că i-a făcut tort cu vanilie și voia cu ciocolată. Pentru că în vremea din urmă e scris că oamenii vor fi nemulțumitori. N-a fost mâncare cât acum decât din lumea. Și observați câte nemulțumire de copii, chiar și oameni mari, la mâncare, câte pretenții, dacă s-ar lua cu mulțumire. Un alt
aspect. Dumnezeu ne-a chemat și slujim. Eu acum vă predic. O familie înainte a cântat. Avem toți ocazia să ne rugăm. Știți că în Vechiul Testament numai preoții puteau să intre și să aibă acces la Dumnezeu? A mulțumit noi că ne putem ruga și Dumnezeu ne aude? Că Dumnezeu ne-a acceptat să fim în casa sa? Să avem drepturi? Apostolul Pavel spunea în 1 Timotei 1:12, mulțumesc lui Hristos Iisus, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. I-am spus uneori Domnului că eu nu-i fac un serviciu predicând, e o favoare ce mi-o face El mie, ca să vestesc puterile minunate a celui ce ne-a chemat pe toți din întuneric la lumina sa minunată. Apoi să mulțumim pentru ceilalți, să mulțumim pentru toți cei care slujesc, pentru toată frățietatea, pentru toți ai Domnului și ai noștri pe care Domnul i-a chemat la mântuire. Sunt alte neamuri de oameni în care nu este nimeni mântuit. Nouă Domnul ne-a făcut favor să fie mântuiți părinți, să fie mântuiți copii. Și toate astea nu sunt meritele noastre. E bunăvoința lui desăvârșită. Apostolul mulțumea mereu pentru ceilalți. Și scrie, de exemplu, în a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 11, voinții voi ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă pe rugăciune multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Toate acestea sunt beneficii pentru care trebuie să mulțumim. Să mulțumim pentru casă, pentru mașină, să mulțumim pentru libertatea care este în țară, pentru pace. Lista e lungă. Dacă ar fi să epuizăm lista, apoi ne-am putea opri o leacă să survolăm motivele de nemulțumire, dar mă tem că nu terminăm în grabă cu mulțumirile dacă le luăm pe rând, pe toate. Că adesea numai atunci ne dăm seama ce valoare a avut un om sau un organ din trupul nostru când nu mai este funcțional. Numai un deget să te doară, să fie lipsă, să vezi cum nu te mai poți folosi de mână, fie ea și cea dreaptă. Și până atunci ne gândim de aceea mulțumim noi și pentru degetul cel mic, că n-am avut numai 4 degete. Iată, dragii mei, că a mulțumi pentru toate lucrurile nu înseamnă să spunem la modul general mulțumesc, Doamne, pentru toate lucrurile. Nu, mulțumesc, Doamne, pentru cap, pentru mâini, pentru picioare, unii organe sunt câte două. Mulțumesc pentru frați, pentru surori, pentru părinți, pentru nevastă, pentru bărbat, pentru copii. Mulțumim că este poliție și nu umplă bandiții. Mulțumim pentru guvernanță așa cum sunt, că iată trăim în libertate. Să mulțumim așadar pentru toate lucrurile și să știți că aceste toate lucrurile înseamnă multe, multe lucruri. În al patrulea rând, care este cel mai mare motiv pentru care trebuie să mulțumim, cel mai mare dar? Mântuirea nu se compară cu celelalte. Toate sunt necesare, dar sunt pentru o scurtă folosință în raport cu veșnicia. De aceea ar trebui să mulțumim cu intensitate, în permanență, pentru lucrarea mântuirii. Așa cum vă citesc, în Evrei, capitolul 12, versetul 28. Un text de referință în ce privește mulțumirea. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Și în versetele anterioare scrie de lucruri care se clatină și care își pierd valabilitatea. Nu mai există la un moment dat. Să ne arătăm mulțumitori, ni s-a oferit veșnicia. Și în manifestarea mulțumirii să aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Eu
Cred că niciunul dintre noi nu înțelege pe deplin ce înseamnă veșnicie și fericirea de acolo. Că e scris că nici nu pot fi înțelese și nici nu este permis să se transmite toate informațiile din ceea ce este acolo, pentru că lucrarea întâi trebuie să fie un act al credinței. Dar pentru o așa veșnicie, cum să nu lăudăm pe Dumnezeu? Dar vă rog să rețineți, Dumnezeu nu ne-a dat veșnicia ca veșnicie, ne l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și împreună cu El toate lucrurile. Asta ne învață Cartea Sfântă. De aceea, când este vorba de Domnul Iisus, numit de Apostolul Pavel 2 Corinteni 9 cu 15, darul lui Dumnezeu cel nespus de mare, trebuie să mulțumim pentru eliberarea de păcat, pentru mijloșirea sa ca mare preot, pentru făgăduința și apoi binecuvântata realizare a revenirii sale. Și pentru că toată veșnicia Domnului ni s-a dăruit. El nu și-a dăruit numai viața pe cruce atunci 6 ore cât a stat pe lemn. El s-a dăruit în veșnicia trecută pentru noi și ni s-a dăruit pentru toată veșnicia viitoare. În Romani, capitolul 7, versetul 25, după ce apostolul exprimă incapacitatea noastră de a trăi fără păcat, scrie: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, căci prin El avem biruința asupra morții, după ce vine biruința asupra păcatului. Te mulțumim și cum scrie la Coloseni, capitolul 1, versetul 12, Tatălui, că ne-am vrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Și să mulțumim pentru toți mântuiții, cum se bucură îngerii din cer pentru fiecare. Dacă îngerii se bucură pentru fiecare om, n-ar fi corect ca și noi, ca oameni, să ne bucurăm de fiecare om care Dumnezeu îl mântuiește și devine frate al nostru. Fiecare este valoros. Fiecare este mai mult decât o stea. Este un fiu veșnic și moștenitor al Domnului. Apostolul Pavel scria, 1 Corinteni 1 cu 4, mulțumesc Dumnezeului meu, și astfel de cuvinte mari și în debutul altor epistole, totdeauna cu privire la voi, pentru har Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Deci fiecare să mulțumească pentru sine și apoi pentru ceilalți, cel puțin pe cât îi știm, că Domnul ni s-a dăruit. Oamenii joacă la loterii, se bucură și de un mic cadou. Nouă ni s-a dăruit veșnicia fericită prin Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus că scrie în Romani 8 și chiar vreau să citesc. Versetul 32, l-a dat pe Fiul Său pentru noi toți și ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile. Rețineți expresia asta, toate lucrurile de aici. Cu toate lucrurile pentru care trebuie să mulțumim. Și în acest toate lucrurile se cuprind, spune finalul capitolului 8, și lucrurile de aici și lucrurile viitoare. Deci tot ce ne-a fost dăruit prin Domnul Iisus Hristos, prin actul meu. De aceea nu ne ajunge viața asta să mulțumim în mod suficient. Ar trebui, în primul rând pentru mântuire, să mulțumim tot mereu lui Dumnezeu. Să spunem, cum scrie în Filipeni 2, spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul și devenind Domn, ne-a eliberat, are toată puterea în cer și pe pământ și ne poate păstra și ne vrea cu sine pentru veșnicie. Într-o 5-a idee, aș vrea să vedem ce efect are mulțumirea. Oarecum rezultă din ce am spus până aici, că la atâtea motive de mulțumire ar trebui să trăim o viață de mulțumire. Dar asta numai dacă am învățat să fim mulțumitori, dacă am evaluat corect motivele mulțumirii. Atunci vom fi mulțumitori cu mândenaia ombotezătorul și pentru salar. Alții pentru pensie.
decât să fii nemulțumit că nu-i mai mare, mulțumește pentru ceea ce este. Să nu fim greu de mulțumit, cum scria Petru, 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 18, de unii stăpâni, patroni, am spune acum, sunt greu de mulțumit. Pretenții mari. Să găsim suficiente motive să mulțumim, căci Domnul ne poartă cu carul Lui de biruință, zice la 2 Corinteni 2 cu 14. Și dacă te duce cineva fără bilet, nu în sensul fraudulos, în sensul de favoare, te ia cineva în mașină, întâi îi dai un ban, mulțumim frumos când ne dăm jos. Poate și mai povestim la cineva cât de amabil a fost, dar cum să ne manifestăm când noi trebuie să mulțumim că suntem purtați cu carul de biruință în Hristos? Asta înseamnă că ai biruință asupra păcatului, asupra morții, că te îndrepți spre veșnicie, că în grija harului Dumnezeu ne este asigurată toată nevoia pământească. Iată cum ar trebui să arate o viață de mulțumire. Ar fi doar pe drept. Dacă am înțelege și am practicat ce vă citesc și din Coloseni 3 cu versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu. Și de aici decur favorul, apoi 17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus, și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, că inclusiv nu doar ce am primit, și ce facem noi, de fapt nu noi facem, că Dumnezeu lucrează în noi, că dacă avem vedere în ochi și putere în mâini, e că ne-a dat Dumnezeu har, ne-a cinstit cu sănătate. O, cât de presărată ar trebui să fie viața noastră cu cuvinte, cu izbucniri, cu cântări, cu exprimări în rugăciune, ca să mulțumim. Cum știți, omenește vorbind, a rămas singur. Și până trăia scumpa mea soție, mă rugam pentru mine cu mărturisire, cu cerere, apoi treceam la ea. Acum când ajung la ea, ce să cer? Că ea aici pe pământ nu mai are nevoie. Dar îi mulțumesc Domnului pentru vremea cât mi-a dat-o, pentru ce nevasta am avut. Îmi mulțumim și dumneavoastră în seara asta, care mă aveți neveste, sau care nu mă aveți, pentru ce ați avut. Mi-amintesc că a predicat un frate la înmormântarea ei și am reținut ideea asta. Să mulțumesc pentru ce a fost în trecut. Că e un har. Pe pământul ăsta sunt mulți oameni necăjiți. Să ne gândim la oameni în țările musulmane, la persecuție, la sărăcia din Africa, sau la condițiile grele în care trăiesc oamenii pe alte meridiane. Toate acestea trebuie să ne facă recunoscători lui Dumnezeu și să ne aducă în atmosfera sa, în cer, dragii mei. Mulțumirea este prezent, așa spune, ca și un aparat cu aer condiționat care întreține o temperatură potrivită, constantă. Scrie în Apocalipsa 7 cu 12, acolo în fața tronului, a Dumnezeu nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Asta este o viață de mulțumire. Ea denotă o trăire în prezența lui Dumnezeu. Îl vezi ce face. Dacă ești departe de Dumnezeu, nu observi. Ca oamenii care trăiesc la oraș, ei cred că pâinea, mai cu seamă, copiii, vine de la magazin. Țăranul care trăiește acolo, la firul ierbii, știe dacă a plouat sau nu. Știi etapele prin care trece grâul până să ajungă făină și apoi pâine.
și îl poate mulțumi dacă a putut semăna, dacă a crescut grâu, dacă a putut recolta, dacă a putut triera, dacă a putut măcina, dacă a putut coace pâine. Și s-ar putea continua, dacă avem poftă de mâncare, dacă avem cu ce-o mânca, dacă avem pace în casă ca să fie o atmosferă bună la masă. Iată așadar, că o viață de mulțumire ne face să conștientizăm sau conștientizarea produce o viață de mulțumire. Mulțumire față de Dumnezeu pentru tot ce a făcut direct sau prin oameni, că toate vin de la El. La oameni trebuie să le mulțumim doar așa ca la poștaș. Dar mulțumirea o adresăm celui de la care ne-a venit darul, mulțumirea primară, mare. Dar are și poștașul meritul lui. În al șaselea rând, ce efect are nemulțumirea? Pentru că vreau să observăm contrastul acesta. Și fiți atenți ce vă citesc de Romani 1, să vedeți cât de periculoasă este nemulțumirea, nu deja mai trecută, între faptele firii pământești, nu fără a fi ceva foarte evident, evident este menționată în generația din urmă, când oamenii în exacerbarea poftelor nu-și mai găsesc limitele, mulțumirea, împlinirea, nu mai este niciodată destul, nu mai este o satisfacție normală. Observați, oamenii nu știu să mulțumească în vremea noastră pentru o familie normală, caută alte lucruri, nu știu să mulțumească pentru un trup sănătos, vor să-l mutileze, să-l mâzgălească. În Romani nu scrie că dacă te uiți în jur, vezi dumnezeirea. Și asta trebuie să se lase cu mulțumire. Dar scrie apoi la 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Și vă rog observați ce efect are nemulțumirea. S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără percepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt drept și au înnebunit. Nemulțumirea te îndepărtează de Dumnezeu. După cum mulțumirea este o dovadă că a intrat în prezența lui Dumnezeu. Oamenii care mulțumesc, așadar, sunt cei ce-L cunosc pe Domnul. Oamenii nemulțumitori nu-L cunosc, sunt departe de El și dacă nu se vor trezi, se vor duce mai departe. De fapt, nemulțumirea, ascultați-mă bine, e păcat mare. Nu degeaba s-a mâniat Dumnezeu pe evrei și le-a lăsat trupurile în pustie. Pentru că e un fel de a băga de vină lui Dumnezeu, că El controlează toate lucrurile. Și nemulțumitul spune, chiar dacă nu o spune pe față, că putea face Dumnezeu să fiu și eu sănătos, putea face Dumnezeu să am și eu, nu numai El. Putea face Dumnezeu, știți, e un fel de exprimare, cum a zis, dar finuț așa Marta și Maria, dacă erai aici, știi, putea să nu moară Lazar. În Evrei 13, de la versetul 5, să nu fiți iubitori de bani, că ăștia sunt nemulțumiți, mulțumiți-vă cu ce aveți, că și El însuși, adică Dumnezeu, a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face om? Deci când nu suntem mulțumitori, e un fel de răzvrătire împotriva Domnului, că nu ne-a dat, că n-a făcut, dar ce nu știe El ce să facă și cât să ne dea. Dar am cerut, dar când am cerut, cum scrie Iacov în capitolul 4, am cerut cu gând bun, sau să risipim în plăcerile noastre? Dacă nu avem ceva și dorim, nu-i greșit să-i cerem lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați cum trebuie să-i cerem. Filipeni, capitolul 4. Citesc de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Nu nemulțumit că n-am. Doamne, mi-aș dori asta.
dacă vrei, te rog să-mi dai și îți mulțumesc cu anticipație și o să-ți mulțumesc și post factum. În felul acesta scrie peste următor că vine o pace de la Dumnezeu peste inimile noastre, pentru că, așa cum aminteam înainte, mulțumirea e o dovadă a conștiinței prezenței divine și a lucrărilor divine. Nemulțumirea este o strâinare de Dumnezeu. Nu-L mai vezi și ca atare nu-i recunoști meritele, ceea ce este foarte grav. Și, în ultimul rând, o aplicație așa, în anexă, dar tot legat de mulțumire, trăiește ca și alții să fie mulțumiți de tine. Deci, a învăța să fii mulțumitor înseamnă, recapitulez, a ști de ce să mulțumești, pentru că ai primit multe, pentru ele să mulțumești. Cum să mulțumești? Potrivit cu valoarea fiecare lucru pentru care mulțumești. Nu plătești 2 lei pentru un aparat. 2 lei e doar așa, un corp, un suc. Pentru o mașină trebuie să mulțumești ca pentru o mașină, că și prețul e ca atare. De fapt, pentru ce să mulțumim? Pentru toate lucrurile luate pe rând. Că și dacă lipsește numai vreunul din grămadă și numai un organ nu funcționează, spune, mă, ce mare nevoie aș avea de asta. Să nu uităm apoi că este cel mai mare dar, de fapt, de care sunt anexate toate darurile. Este mântuirea, sau mai concret, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, El este darul lui Dumnezeu. Cu tot ce aduce lucrarea mântuirii în plan spiritual, cu toată purtarea de grijă în viața pământească și cu tot ceea ce e în mod tainic încă pentru noi, cel puțin în parte, ni se va oferi în veșnicia viitoare. Și punctam în final, privite în antiteză, ce efect are mulțumirea și respectiv nemulțumirea. Mulțumirea te aduce și te păstrează în prezența divină, nemulțumirea te înstrăinează de Dumnezeu și te pierde în besna păcatului. Și cum spuneam în ultimul rând, o anexă, o aplicație, trăiește ca și alții să fie mulțumiți de tine. Deci dacă tu mulțumești și ai învățat să mulțumești, ajută-i și pe alții să devină mulțumitori prin comportamentul tău. Asta presupune evlavie. 1 Timotei 6:6 ne dezvăluie o relație. Scria apostolul aici, negreșit, evlavia, acea stare corectă de raportare la Dumnezeu și la oameni, evident în subiectul mulțumirii, însoțită de mulțumire, este un mare câștig pentru noi și câștig pentru alții. Când ne vor vedea cum trăim, când vor vedea dăruirea noastră. Așa cum vă citesc la 2 Corinteni, capitolul 9, versetele 11 și 12, acolo unde scrie despre ajutoarele de care a îngrijit apostolul prin oamenii pe care i-a trimis pentru aceasta. Deci 9:11-12, în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumire lui Dumnezeu. Deci ce fac eu trebuie să determine pe altul să mulțumească lui Dumnezeu și în cazul mie, așa, nu neapărat ca să am pretenție, dar este corect ca și el să fie educat și să mulțumească. Căci ajutorul dat de darul acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de mulțumiri către Dumnezeu. Când se poartă cineva urât, este hulit numele Domnului. Faci o faptă bună, aduci laudă Tatălui Ceresc, pocăinței. Deci, atât prin faptele noastre evlavioase, cât și prin darurile, prin bunăvoința, prin slujirea noastră, să trăim în așa fel încât să se aducă laude lui Dumnezeu. Să nu uităm, spun în final de Domnul Iisus Hristos,
care, așa cum am învățat și noi în această seară, să mulțumim pentru toate lucrurile, a mulțumit la frângerea pâinii, a mulțumit la cina Domnului, a mulțumit la învierea lui Lazar, și Pavel, care călca pe urmele lui, mulțumea și el foarte frecvent. Și Dumnezeu fie ca să primească mulțumirea noastră, să nu contenească, să ne ajute și noi să nu ne oprim în a-i mulțumi, în a-l lăuda și să trăim în așa fel încât viața noastră frumoasă, traiul nostru în stare de mulțumire, se determine și pe alții, cum spunea cineva într-un mod figurativ, să se mute de pe strada cârtitorilor, care a devenit un bulevard pe care locuiesc mulți, să se mute pe strada mulțumitorilor. De fapt, este drumul care ne apropie de Dumnezeu și ne duce în Sfânta Lui Împărăție. Dumnezeu să ne dea harul de a pricepe mulțumirea și de a o practica în așa fel încât și alții să ajungă să mulțumească și fie ca Dumnezeu să primească laudele noastre și să ne primească și pe noi, acolo în slava e binecuvântată, la vremea potrivită. Amin.